Bine v-am găsit! Sunt Florentin Gheorghe, realizatorul emisiunii De vorbă cu proful de română, o emisiune unde mi-am propus să discutăm subiecte cât mai diferite din care să învățăm lucruri interesante și utile și m-am bucurat de invitați speciali. Iar astăzi îl am alături de mine pe părintele Sorin Bute, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște și preot la Parohia Săcuieni din Dâmbovița. Și sunt foarte emoționat să l-am pe părintele profesor astăzi aici, pentru că mi-a fost profesor când am fost student la teologie. Părinte, este o onoare să vă am astăzi alături de mine. Mă bucur mult că ați venit. E o onoare pentru mine. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Și dumneavoastră predați la Facultatea de Teologie mai multe discipline apologetice, printre care și bioetica. Și aș vrea să ne lămuriți. Ce este bioetica? E o disciplină mai nouă, a apărut în secolul 20. La origine nu este o disciplină teologică, dar a apărut ca disciplină laică la un moment dat, prin anii 60-70 a secolului trecut, în momentul în care oamenii au simțit nevoia să dea într-un fel o conștiință științei și în special științei medicale, adică științelor vieții în general. Pentru că a fost o lungă perioadă în epoca modernă în care oamenii aveau impresia că dacă este posibil din punct de vedere științific și tehnologic lucrul acela de realizat, atunci este și moral. Adică, într-un fel, științele vieții sunt neutre din punct de vedere moral. Prin anii 60-70 și-au dat seama că, pe de-o parte, s-au făcut lucruri grave în istorie, în istoria secolului 20, nu? Paradigma răului Auschwitz, nu? Ideologiile secolului 20 care au dus la terorile la care au dus, pe de o parte, pe de altă parte, evoluția științei a fost atât de puternică încât s-a simțit nevoia să se judece evenimentele, faptele respective și din punct de vedere etic. De-aia spun, un fel de conștiință a științei, cam asta e bioetica. Practic, bioetică vine de la etică. Între etică și morală se poate pune semnul egal sau sunt noțiuni diferite? Acum, bioetică vine de la bios, viață, corect, și cum ați zis foarte bine, etos, etică. E vorba de limbaj, pe de-o parte. Noi în teologie folosim morală. Pentru că tocmai a apărut ca o disciplină laică, se folosește etică. De ce? Dacă există o distinție între etică și morală, există. Pentru că morala se fundamentează pe morala creștină, adică pe revelație. Pentru că noi suntem obișnuiți, ce se întâmplă? Bioetica apelează la valori. Numai că întrebarea este la care valori apelează. De aceea și teologii fac bioetică pentru că interpretează problemele acestea medicale, cum e, de exemplu, avortul, eutanasia, moartea cerebrală, transplantul de organe sau altele, le interpretează în lumina valorilor morale. Ori valorile creștine sunt valori revelate. Suntem atât de obișnuiți cu ele încât ni se pare ca fiind de la sine înțeles că nu trebuie să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat și așa mai departe. Dar ele sunt, la un moment dat, în istorie revelate și s-au impus în societate. Pe când etica poate fi, de exemplu, o deontologie etică, adică o etică a unui grup de oameni, cum este, de exemplu, o medicină, o etică medicală, poate să fie o etică pur umană fundamentată într-un alt mod. Și tocmai problema modernității este această întrebare. Dacă omul poate produce sau nu poate produce de la sine valori. Asta este. Și atunci există, evident, o diferență între etică și morală. Da. Dumneavoastră predați anumite discipline care sunt la granița sau sunt o punte între religie și știință. De multe ori auzim sau trăim cu impresia că ar fi o opoziție între acestea două. Sunt ele într-adevăr în opoziție sau de fapt se completează una pe cealaltă, religia și știința? Acum, știința depinde cum este înțeleasă. Noi când vorbim de știință, vorbim de știința modernă, bazată pe o anumită metodologie științifică. Nu?
Și într-adevăr există în istorie, în istoria modernă, această idee a relației dintre religie și știință ca fiind o relație opusă. Însă este falsă și ea apare mai degrabă atunci când știința, când au apărut acele curente care n-au rămas pur științifice, ci au devenit pozitiviste. Ce înseamnă pozitiviste? Înseamnă că la un moment dat știința, anumiți oameni de știință, anumite curente ideologice, adică atunci când știința n-a rămas o simplă știință, ci a devenit pozitivistă, adică a devenit un fel de ideologie în care încearcă să explice totul. Adică atunci când știința, acei oameni de știință care spun că dincolo de ceea ce explică știința nu există nimic altceva, adică realitatea este doar ceea ce știința poate vedea cu instrumentele ei, atunci este o pretenție absurdă. Și atunci, cu acest tip de știință, care pretinde că nu există nimic dincolo de ceea ce poate vedea cu instrumentele ei, atunci, da, se opune, pentru că ea, de fapt, nu mai este știință. Cu știința firească, cu știința bazată pe, să spunem, cu știința care încearcă să înțeleagă lumea ca un loc al obiectelor și din ce este formată lumea, atunci, evident, că nu poate fi niciodată un contrast sau o negare, nu, sau un conflict între religie și știință. Pentru că religia, cel puțin cea creștină pe care cât de cât încercăm noi să o înțelegem, încearcă să explice nu cum este lumea, nu vede lumea ca un loc al obiectelor moarte, ci vede lumea ca un loc al acțiunii, adică care este sensul lumii și care este sensul omului care este în ea. Ca să închei ideea pe care, cum să spun eu, esențialul l-a spus un filozof deosebit, Ludwig Wittgenstein, care spune nu cum este lumea este o minune, ci faptul că ea există. Pur și simplu, știința se ocupă de cum este lumea și religia, creștinismul, încearcă să dă o explicație a sensului lumii. Da, și ce cred eu este că ambele au același scop, da, nu știu, de a ajuta oamenii să înțeleagă anumite aspecte în ceea ce ne privește, numai că poate de multe ori limbajul este puțin diferit, dar cred că scopul este același și mă gândeam la zilele creației. În Biblie se vorbește despre zilele creației, nu spune nimeni că au fost literalmente niște zile de 24 de ore sau că sunt niște ere geologice, așa cum explică știința. Adică chiar nu văd o opoziție între ele. Deci Biblia, Vechiul și Noul Testament, nu sunt cărți de știință naturală. Nici nu și-au propus vreodată să explice ceea ce nu se putea explica oricum, pentru că știința ca știință modernă, nu, bazată pe, să spunem, dovezi empirice și pe experimente, atunci apare în epoca modernă. În vremea aceea nimeni nu se gândea să explice. Doar două categorii de oameni încearcă să consideră Biblia ca un manual de științe naturale. Anume, anumiți oameni de știință care nu înțeleg realitatea spirituală de dincolo de Biblie și anumiți creștini, în special anumite facturi neoprotestante, habotnice, care consideră că lucrurile sunt pur și simplu literale acolo, în Vechiul Testament sau în Noul Testament. Pe când realitatea este alta. Creștinismul, religia creștină în general, este interesată de om. Nu de lume, nu din ce e format materia, din ce e formată materia, din, ce știu, protoni, electroni, neutroni, veliși și așa mai departe, nucleu, ci care este rostul și sensul omului sau ce poate fi omul, nu? Ce este și ce poate fi. Și lumea inclusiv, dar ca sens. Ca sens, nu ca realitate materială. De aceea v-am spus, într-un fel se completează, pe de altă parte sunt și puțin paralele știința și credința. Știința se ocupă de lumea ca loc al obiectelor moarte și religia ca un loc al acțiunii omului în interiorul ei. Adică știința nu privește lumea, nu analizează prezența omului în lume. Sunt nicio formă. Nu e știință dacă ar analiza prezența omului în lume și sensul omului, ci din ce este formată lumea, din ce este formată materia.
Tot amintiți conceptul de sens al omului. Care este sensul omului pe pământ? De ce ne naștem? De ce existăm? Da, asta este întrebarea fundamentală pe care nu doar omul și-o pune de mic de când începe să aibă inteligență și conștiință, ci umanitatea și-a pus-o de la început. Care este sensul existenței? Evident că pentru creștinism există un răspuns. Pentru lumea modernă, care apare la un moment dat acum 3 secole, să spunem, este un alt răspuns. Pentru că căutarea sensului, în primul rând, cum spuneam adineauri, nu ține de știință. Cuvântul sens ca atare, nu? Pe de o parte. Pe de altă parte, omul este întotdeauna un căutător al sensului. Nu un căutător al fericirii, cum de multe ori, din păcate, se spune. Nu fericirea este cea pe care o căutăm, ci sensul. Pentru că fericirea este de scurtă durată. Mai devreme sau mai târziu, suferința, boala, moartea vor veni peste noi. Și atunci, noi căutăm sensul. În primul rând, în a căuta sensul, în a pune întrebări asupra sensului, este lucrul cel mai important. Răspuns simplu, teologic, dar fără să-l putem, cum să spun, experimenta cu ușurință, este faptul că avem un rost nu doar în lumea asta, ci avem un rost, să spunem, transcendent, nu? Dincolo de istorie, meta-istoric, că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, că sufletul nostru este nemuritor, pentru că, într-un fel, participă la viața lui Dumnezeu. Acum, simplu spunând, eu zic așa, dacă încercăm să ne gândim la cum simțim noi că ne împlinim sensul în viață, tot îl căutăm. Cum ne-l împlinim? Prin relație. Relația cu persoana iubită, relația cu familia, relația cu copiii. Niciodată nu există ceva superior, o împlinire superioară dincolo de o relație pe care o avem noi. Și atunci, pentru noi care credem în prezența și lucrarea unui Dumnezeu personal, atunci sensul este împlinirea sensului dincolo de relațiile cu ceilalți sau împreună cu relațiile cu ceilalți, este această relație cu Dumnezeu. Participarea la viața lui Dumnezeu. Cum noi ne împlinim participând la viața unii altora, și fără să participăm la viața unii altora, suntem deprimați, suntem triști, nu? Ne simțim neîmpliniți, fără să avem persoane din viața noastră la viața cărora participăm, la fel și sensul ăsta absolut, sensul nostru etern, este participarea la existența și existența veșnic bună a lui Dumnezeu, simplu spunând. Ceea ce este însă interesant este următorul lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Societatea noastră, cultura noastră europeană s-a format pornind de la aceste lucruri. Adică valoarea fundamentală în cultura europeană este persoana umană. Dar nu este întâmplător persoana umană, ci este așa pentru că de 2000 de ani omul a înțeles că este chip al lui Dumnezeu și atunci o valoare mai importantă decât omul care este chip al lui Dumnezeu nu există. Și de multe ori în istorie când se renunță la această valoare și oamenii sunt uciși în numele altor Dumnezei, într-un fel altor idoli, fie ideologii, nu știu, de colectiviste de orice tip, fie altceva. Dar valoarea fundamentală este persoana umană, de exemplu, în bioetică. Și pentru bioetica laică, pentru că și bioetica laică apare în lumea modernă, care este, într-un fel, rezultatul creștinismului. Europa și cultura noastră sunt darul creștinismului. Chiar dacă unele valori sunt puțin răstălmăcite, însă ele, în fundament, în fundal există. Și atunci, tot persoana este. Și în bioetică este persoana valoarea fundamentală și în creștinism este persoana valoarea fundamentală. Putem noi, nu știu, să ne împlinim și singuri, că aminteați de relații? Sau omul este prin natura lui menit să conviețuiască cu cineva? Să... Da, nu cred că ne putem împlini singuri. Pentru că împlinirea înseamnă, cum să spun, înseamnă să devin mai bun, să devin altul, să mă transform continuu într-o variantă mai bună a mea, să caut să devin întotdeauna mai bun. Ori nu pot să devin întotdeauna mai bun dacă nu sunt atras de ceva dincolo de mine.
De aceea, relația cu transcendentul este o relație esențială pentru orice ființă umană. Nu doar pentru un om religios sau pentru un creștin. Nu există o persoană umană care să nu aibă o relație cu transcendentul. Poate însă să-l înțeleagă diferit. De aceea, ceea ce mă atrage dincolo de mine trebuie să fie ceva superior mie. Trebuie să fie în relație. Ori în relație cu lucrurile nu vor fi niciodată superioare, nici lucrurile materiale, oricât de frumoase ar fi, nu? Arta sau orice altceva din lumea asta. Pe locul care de muncă, nu știu. Orice din lumea asta care mă atrage și mă pasionează. Nu? Că fiecare dintre noi avem niște pasiuni, mă atrag lucrurile astea. Dar ele nu sunt superioare pentru că nu sunt persoane vii. Și atunci eu mă formez întotdeauna în relații cu persoane vii. Tocmai de aceea societatea noastră e organizată așa. Nu? Proful de român, avem o școală, avem niște profesori care ne atrag prin faptul că au ceva să ne ofere, prin faptul că sunt într-un fel deja unde vrem noi să ajungem. Și atunci nu ne formăm decât în relații. Sunt celebre, și cu asta închei întrebarea pe care mi-a spus-o, răspunsul la întrebarea pe care mi-a spus-o, sunt celebre acele cazuri de copii lup, care s-au pierdut de foarte mici în sălbăticie, au fost crescuți de animale, nu? Care nu sunt ființe umane, nu sunt persoane cu care să poată comunica și n-au ajuns niciodată să poată comunica, nici după ce au fost găsiți la o anumită vârstă, niciodată n-au putut să dobândească limbaj articulat. De aceea și eu o problemă astăzi. Relația este relația cu alte persoane. Asta ne formează. Ori în momentul în care oamenii sunt înnecați din ce în ce mai mult în obiecte, în ecrane, acolo nu sunt persoane vii și persoane reale și omul se formează din ce în ce mai puțin. Deci, categoric, nu există o împlinire dincolo de relație cu persoane. Da, am constatat și eu că am foarte mulți foști colegi cu care am fost și prieteni, de exemplu, când eram în Atena, la facultate, și am păstrat atunci eram foarte apropiați și am păstrat legătura și după, dar s-a răcit oarecum. Mi se pare că o relație, dacă nu este personală, dacă nu este, nu știu, fizic, dacă nu ne întâlnim destul de des să schimbăm idei și să avem și interese comune, puncte comune, e foarte greu de întreținut. Da, ne aducem aminte cu drag și da, când mă întâlnesc cu ei peste ani, mă bucur de prezența lor, dar nu mai e același lucru ca atunci când îi am față în față și bem un ceai. Firesc, creștem împreună, nu? Și când creștem împreună ne asemănăm într-un fel, pe de-o parte. De aceea, nu, englezii au această expresie opusă a lui crește împreună, they grew apart, adică au crescut separat, adică pur și simplu viața ne-a dus și asta se poate întâmpla la nivel de civilizații. De exemplu, Estul și Occidentul Europei, la un moment dat, separați de turcocrație, nu, pur și simplu au crescut și s-au dezvoltat separat, chiar dacă inițial erau din aceeași civilizație. Creștem împreună. Referitor la, nu știu, la oamenii cu care interacționăm, ne naștem cu un suflet pereche sau devenim suflete pereche prin această creștere împreună? De exemplu, la o relație, să limităm foarte mult discuția, da. O relație dintre doi oameni care vor să devină un cuplu. Am înțeles. Nu există, din punctul meu de vedere, suflete pereche. Asta este o din mitologia asta, să spunem, a androginului, știți? În care inițial persoana și era bărbat și femeie și au fost separați și de atunci umblă prin lume neliniștit ca să-și găsească cealaltă jumătate. Și că cealaltă jumătate este singura cu care se potrivește. Nu există jumătăți și nu sunt singurile cu care ne potrivim. Dar există, evident, atracții pe bază, cum să spun eu, nici noi nu ne explicăm de ce sunt atracțiile între noi. Ci există o complementaritate. Cred cuvântul cel mai important este asta. Simțim că celălalt are ceva care ne împlinește. Care poate nouă ne lipsește sau prin intermediul căruia, nu? Într-un fel, dacă ați pomenit persoanele iubite, persoanele care se iubesc într-un fel au un fel de întrezărire a viitorului. Se văd și se înțeleg așa cum vor fi în viitor alături de persoana iubită. Nu se văd neapărat așa cum sunt acum, pentru că toți avem scăderile și slăbiciunile și lucrurile noastre mai puțin bune. Nu? Și atunci nu le vedem pe alea, ci ne vedem cu persoana iubită în viitor, vedem, întrezărim cum ne-am dezvoltat în viitor. Și nici noi nu ne putem explica de ce. Adică să nu avem pretenția că ne explicăm, că știm cine suntem. Nu? Fundamentul, întrebarea fundamentală și filozofică, dar și teologică, într-un fel, este, nu,
cunoaște-te pe tine însuți, o spunea Socrate. Nu știm cine suntem. Străduim toată viața să ne înțelegem și... Da. Am înțeles. Părinte, profesor, vreau să continuăm această discuție foarte interesantă imediat după un scurt moment de publicitate. Revenim. Am revenit. Suntem alături de părintele Sorin Bute, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie a Universității Valahia și preot la parohia Săcuien din Dâmbovița, cu care discutam diferite aspecte care cred că ne interesează pe toți. Am numit sugestiv emisiunea Viața Darului Dumnezeu și, părinte profesor, aș vrea să începem de la începutul vieții. Viața, și aș vrea să mă contraziceți dacă nu este așa, viața începe din momentul în care un bărbat și o femeie se unesc și apare embrionul, nu? Care este statutul embrionului uman? Pentru că de drepturi ale omului în timpul vieții tot se vorbește și știm ce drepturi avem, ce îndatoriri, uneori nu știu dacă știm ce îndatoriri avem, dar mă interesează în special care este statutul embrionului, pentru că este un subiect atât de discutat și vedem că avortul încă este permis. De ce este permis? M-ar interesa părerea dumneavoastră. E o expresie care ar trebui să spună totul. Este deja om cel care va fi. E deja viață cel care va fi. E deja om cel care va fi. Și asta o zicea acum aproape 2000 de ani un părinte latin Tertulian. Adică pentru noi, pentru creștini, evident că embrionul, fătul, este viață umană, individuală și personală. Adică chiar dacă nu este încă o persoană efectiv care comunică, nu? Care are toate semnele persoanei, dar este o persoană reală, nu? Care se va dezvolta. Este evident pentru oricine, că, ori pentru orice om de știință, că omul apare din embrion. Nu? Și atunci acel embrion are aceeași valoare pe care are o viață umană. De aceea trebuie protejată încă de la început. De la începuturile vieții. Acum, e adevărat că a existat în epoca modernă o evoluție a raportării legii la embrion și la făt. Mai întâi a existat o depenalizare a avortului și mai apoi chiar o legalizare a avortului. Însă nu ceea ce este și legal este și moral. Pentru că a ucide un embrion sau un făt cu intenție, pentru că asta e de fapt avortul, evident există și avorturi spontane care sunt nedorite, nu? Sunt niște efecte secundare uneori a acțiunilor noastre, dar sunt evident nedorite, însă avortul cu intenție împovărează atât conștiința celui care o face, a mamei, a tatălui care sunt de acord cu asta, dar evident ia o viață, chiar dacă acea viață este în dezvoltare. Și atunci, pentru noi, avortul este o nenorocire, este un lucru rău, adică este un lucru imoral, este o pierdere a sensului, asta înseamnă păcat. Nu? Am vrut să spun păcat, dar păcat înseamnă o pierdere a țintei, o greșire a țintei. Suntem, viața nu e un drept al nostru, adică viața celuilalt nu e un drept al nostru, în sensul că a avea copii este un dar, dar viața dar al lui Dumnezeu. Nu? De aceea e un dar care trebuie protejat cu orice preț, pentru că este darul pe care Dumnezeu împreună cu noi îl facem pentru apariția unei noi vieți. Însă, evident, din păcate, iar România nu stă foarte bine statistic la acest lucru, practica avortului este extrem de extinsă. Însă, v-am spus, produce o tragedie, chiar dacă poate atunci, în acel moment, oamenii nu-și dau seama și au diferite motive pentru care vor să facă avort, lăsând la o parte cazurile clinice de care nu discutăm, ci ceea ce se numește avort la cerere. Adică pur și simplu are niște motive pentru care greutățile vieții, greutatea de a crește un copil, ce știu, diferite lucruri. Însă, în momentul în care viața a apărut deja,
adică este la nivel cel puțin embrionar, dacă nu fetal, pentru că în România avortul este legal până la 14 săptămâni, ceea ce este destul de mult, adică o sarcină destul de înaintată. Iar în anumite cazuri este chiar mai mult legal, mai multe săptămâni. Este o tragedie și pentru fătul care nu se naște niciodată, dar și pentru cei care aleg, nu, din diferite motive, care niciodată, de asta vă spuneam mai devreme, valoarea fundamentală în creștinie este persoana umană. Persoana la nivel personal, concret, persoana concretă. Nu umanitatea abstractă, nu colectivul, nu rasa, nu viitorul omenirii pe care ni-l imaginăm utopic, ci persoana concretă. Și atunci nu există o valoare mai importantă decât persoana, de aceea nu există un motiv mai important, nu? În numele căruia să ucizi o ființă umană care mai este și nevinovată și neputincioasă și care se adăpostește în trupul mamei tocmai pentru că nu, este atât de neputincioasă încât are nevoie ca să apară în existență. De asta spun. În momentul în care însă viața umană concretă nu a mai avut atât de multă valoare, atunci au apărut, din păcate, aceste practici, legi ale... Că a existat întotdeauna, mai mult sau mai puțin, avort, în mod practic a existat. Însă acum este și legiferat și, cum vă spuneam, statistic în România este, din păcate, foarte extins. Este foarte interesant că ați spus că fătul respectiv, embrionul, este viață în dezvoltare, nu viață în devenire. Adică e o persoană în dezvoltare, nu în devenire, pentru că nu devii persoană. Ești persoană probabil din momentul zămislirii, nu? Din momentul conceperii, adică ești purtător al chipului lui Dumnezeu încă din prima... Și nu doar purtător al chipului lui Dumnezeu, ci purtător și al chipului uman, pentru că în acel zigot, să spunem, cum se numește prima celulă care apare, este întreaga informație genetică a persoanei în dezvoltare. Și perfect spus, nu în devenire, intenționat am folosit, tocmai pentru că e deja persoană, e deja persoană, e deja om cel care va fi. Nu. Și atunci, la nivel genetic, e o ființă umană. Pentru că se spune și sunt lucruri absurde și ilogice, iraționale și neștiințifice în ultimă instanță. Când se spune că, de exemplu, e o bucată din corpul meu. Nu e o bucată din... Femei care militează pentru avort spun e o bucată din corpul femeii. Corpul meu, fac ce vreau cu el. Nu e o bucată din corpul mamei pentru că are o informație genetică, un genom total distinct de al mamei, total distinct de al tatălui și care este total distinct de oricărei ființe umane care a existat sau va exista vreodată pe această planetă. Ci pur și simplu depinde de mamă, depinde de cea care în pântecele căreia s-a zămislit. Dar asta nu înseamnă că este o parte a corpului precum este un organ sau precum este sângele sau precum este altceva, ci este o ființă umană, individuală și personală pe care suntem chemați, nu? Când spunem, folosim cuvântul mamă, mamă pentru că e o calitate nu doar materială, ci o calitate sufletească, e o calitate spirituală aceea de mamă. Nu? În momentele noastre cele mai frumoase sau cele mai dure sau urâte, exclamăm mamă, mamă ce frumos sau mamă vai ce ni se întâmplă. Pentru că ne raportăm la mamă pentru că este cea care are un aport deosebit și tocmai are o responsabilitate, a primit un dar. Bineînțeles că există cazuri extrem de grave de persoane care sunt în anumite condiții, să spunem, de sănătate sau în anumite condiții chiar materiale, însă astăzi totuși există activități sociale, adică există, statul oferă, și nu numai statul, sunt atâtea organizații, inclusiv biserica, care sprijină persoanele, să spunem, așa zis, defavorizate sau care au probleme pentru ca să nu ajungă să-și ucidă propriul copil. Și nu se ia în considerare, din păcate, de multe ori, efectul pe care îl are asupra sufletului, asupra conștiinței mamei. De aceea, în orice țară civilizată, înainte ca o persoană să-i se permită să facă avort, este consiliată de către un psiholog, de către un duhovnic, dacă e o persoană credincioasă din religia ei, de către o persoană, nu, spirituală,
care să explice care sunt consecințele reale. Ori în momentul în care nu, tocmai de-aia există această tendință de a le spune oamenilor că e parte din corpul meu, nu că e o ființă distinctă, sau că animarea sau însuflețirea embrionului se face mai târziu, sunt diferite moduri în care omul de fapt refuză o realitate extrem de clară și de cruntă pentru cei care aleg să facă avort. Și anume, e o ființă umană diferită de mine, care se va dezvolta diferit de mine și care doar până la un moment dat depinde de corpul matern, iar mai apoi ajunge să fim ceea ce suntem noi acum. Oamenii. Până la și copilul care are câteva luni depinde în continuare de părinți, pentru că nu vorbește, nu are rațiunea dezvoltată. Dar noi înșine depindem de tot ceea ce ne înconjoară. Respirăm un aer, mâncăm, suntem, ne protejăm de frig și așa mai departe. Noi înșine suntem în această lume niște persoane vulnerabile. E doar o altă etapă a dezvoltării noastre, dar nu. Faptul că o ființă este într-un stadiu în care este de o maximă vulnerabilitate, pe mine mă obligă. Și asta este bunul simț al oricui. Vedem o persoană vulnerabilă, îi sărim în ajutor, o protejăm. Simțim nevoia să o protejăm pentru ca să fie din ce în ce mai puțin vulnerabilă. E, embrionul este starea de maximă vulnerabilitate și dependență a unei ființe umane. Și toți am fost acolo. Și dacă cineva n-ar fi avortat, astăzi nu mai eram aici. Clar. Și la polul opus nașterii, conceperii ființei umane, se află moartea. Da. Fie că vorbim de persoane vârstnice, fie că vorbim poate de persoane care se află, nu știu, care suferă de vreo boală foarte gravă și în ultimii ani cel puțin a luat amploare acest fenomen al eutanasiei, care, mă rog, poate fi făcut la cerere, fie de către persoana respectivă, fie de către apropiați. Ce părere aveți dumneavoastră despre eutanasie? Acum, din fericire, în România nu există nici lege și există extrem de rar cazuri de persoane care, într-o stare disperată, cer această eutanasie, care, de fapt, se numește, în mod corect, sinuciderea asistată. Eutanasie este un termen care să îndulcească acest act al sinuciderii, sinuciderea asistată. Adică tu dorești să te sinucizi din diferite motive, unele, într-adevăr, care par extrem de justificate. Și ești ajutat de către medici în diferite moduri. Există țări în Occident care au acceptat această eutanasie. Evident, dacă este sinucidere, este întotdeauna un gest extrem și grav pentru noi. Pentru că noi credem în sufletul nemuritor. De ce a apărut eutanasia? Pentru că e vorba de întrebarea pe care ne-o punem, este de ce a apărut mentalitatea eutanasică? Adică a omenilor, de ce au apărut oameni care să ceară, nu, să fie ajutați să moară atunci când doresc, când vor ei. Pentru că este urmarea firească a ceea ce în secolul XIX se numea moartea lui Dumnezeu, adică a negării transcendentului, adică a nihilismului. În momentul în care omul, de fapt, modernitatea schimbă într-un fel un Dumnezeu cu un altul, schimbă pe Dumnezeu care dădea sens istoriei și dă în continuare, dar care pentru omul european dădea sens istorie, schimbă cu progresul. Adică progresul într-un fel devine noua divinitate. Până atunci, nu, ca ne apropiem de Crăciun, noi suntem în anul 2022 pentru că atunci se naște, acum 2022 de ani s-a născut Mântuitorul Hristos, care a dat sens istoriei, trecutului, prezentului și viitorului. Trecutului pentru că prin el s-au făcut toate, prezentului pentru că în el este prezent în continuare în mijlocul nostru, cum ne-a promis, și viitorului pentru că iarăși va veni să judece vii și morții. În această atitudine, în acest tip de gândire, atunci omul nu cere niciodată să se sinucidă înainte de vreme. Dacă însă acest Hristos este înlocuit cu progresul, spiritului uman, cum spuneau intelectualii iluminiști, atunci, evident că omul nu mai are o valoare acum.
dincolo de viața lui nu există nimic, de aceea de multe ori nu obișnuința îi face pe unii chiar în anumite anunțuri de televiziuni sau emisiuni în care spun au trecut în neființă. Adică, în momentul în care omul consideră că dincolo de moartea lui nu există nimic și că el nu trece dincolo, sufletul lui nu rămâne dincolo de moarte, atunci evident că sunt momente în care alege să nu mai sufere. Tocmai pentru că nu mai crede că există ceva dincolo. Deci e vorba de mentalitate eutanasică care este de plâns. Și mai e ceva, mai sunt probleme psihologice și anume în momentul în care omul este, pentru că de obicei eutanasia o cer în străinătate, acolo unde e permisă legal, oamenii bolnavi terminali. Oamenii care suferă, dar nu suferă doar fizic, pentru că, slavă Domnului, medicina a făcut ca durerile fizice să fie mult alinate, ci suferă și psihic, pentru că să știi că mori este o suferință îngrozitoare. Ori există niște etape studiate de psihologia ale acestei evoluții a gândului că vei muri, care pornește de la, pornește de la negarea oricărei evidențe că ești bolnav și că vei muri curând până la împăcarea cu sine. Ori de la negarea evidenței până la împăcare e un proces interior al omului. În interiorul acestui proces el la un moment dat poate să ceară eutanasia pentru că vrea să termine mai repede și pentru că este disperat. Și atunci de aceea există aceste așa numite centre de îngrijiri paliative. Adică oamenii atunci când ajung bolnavi terminal, sunt îngrijiți, au o prezență umană lângă ei care îi sprijină, nu doar familia care poate de multe ori nu se poate îngriji de ei și atunci trec cu bine peste acest proces interior foarte dur care se produce cu bolnavii terminali. Dacă oamenii ar fi mai ajutați mai mult în aceste momente de prezența celuilalt, atunci poate mult mai puțin ar cere eutanasia în lume. Dar sunt oameni care se uită acum la noi și spun, bun, am înțeles că nu am dreptul să fac ce vreau cu viața altuia, cum este cazul embrionului, este o viață distinctă de mine, dar nu am dreptul să fac ce vreau cu viața mea, adică dacă eu decid să mă sinucid asistat, nu pot să fac treaba asta. Dacă ar fi așa, atunci emisiunea de astăzi s-a numit viața dreptul nostru. Ori, cum spuneam mai devreme, nu ne-am dat viața, nu ne-o înțelegem foarte bine până la capăt, așa, rămâne o taină chiar pentru oricine din lumea asta, de aceea ea se dezvoltă în continuare, dincolo de moartea noastră, într-un fel sau altul, chiar dacă acum nu-l înțelegem și nici să ne o luăm nu este bine. Nu este bine pentru noi. Evident că gesturile astea au fost și sunt, dar sunt gesturi de disperare, adică sinucidere. Trebuie să-i spunem lucrurilor pe nume, foarte clar. Eutanasia înseamnă sinucidere, însă nu mai este curajul, că există un curaj sau o nebunie sau o deviere a celui care ajunge să se sinucidă, ci a devenit într-un fel legal în care instituțional, medical, îi se oferă această posibilitate, cum e, de exemplu, în Elveția e o capsulă în care intri, un gaz care te adoarme și mori încet părăsind lumea asta, adică e o sinucidere, de-aia se numește sinucidere asistată. Eutanasie este un eufemism ca să acopere de fapt ceva dur, și anume sinucidere. Dumnezeu când ne-a creat, ne-a dat poate cel mai frumos dar, libertatea. Însă, cred că și libertatea are niște limite. Care sunt limitele libertății noastre? Îmi puneți astăzi doar întrebări extrem de dificile și delicate. Prima întrebare este dacă avem libertate. Societatea noastră, cultura noastră este construită pe această idee. Vă spuneam mai devreme de ideile fundamentale care au construit societatea, civilizația și cultura noastră europeană. Prima este faptul că omul este
chipa lui Dumnezeu, adică este valoare absolută și nu există nicio valoare superioară, nu există nimic care să justifice, deci, distrugerea lui, inclusiv prin sinucidere asistată, iar a doua valoare este comuna la libertate. De aceea, când omul face un lucru pe care ar putea să nu-l facă și este rău, atunci sistemul de justiție îl pedepsește, nu? Intră la închisoare, dacă face un lucru bun, este răsplătit, tocmai pentru că are libertate. Dar și libertatea este de multe ori pusă la îndoială. Pentru că e de cine e pusă? De curentul de mentalitatea nihilistă. De ce? Pentru că e mai convenabil să fim niște, nu știu, niște furnici pe o lume care nu ne înțelege nici apă noi și nici noi pe ea. E mult mai convenabil să considerăm că nu există libertate decât să ne asumăm libertatea. Pentru că libertatea înseamnă, de fapt, asumarea unor responsabilități. Pentru că libertatea nu este o stare de a putea alege între bine și rău, ci libertatea este alegerea a ceea ce ne este propriu ca să ne dezvoltăm bine și corect. Precum libertatea unui copil înseamnă că el se dezvoltă, studiază, învață, muncește pentru ca să devină o persoană, să devină cineva, o personalitate. La fel, libertatea noastră înseamnă să alegem ceea ce ne este autentic, ceea ce ne este bun. Adică să ne asumăm responsabilitățile. Posibilitatea sau puterea de alegere o numim liber arbitru. Dar nu există liber arbitru neactualizat într-o direcție. Nu există liber arbitru pur și simplu. Eu am liber arbitru și aștept să văd ce voi face. Nu. Orice acțiune, în momentul în care trăiesc și există în această lume, orice aș face este o anumită alegere pe care am făcut-o. Da. De aceea, nu, problema limitelor. Limitele sunt importante. Dacă, pentru că le depășim din interiorul lor, nu le depășim ocolindu-le. Ne limităm, de exemplu, o persoană care este foarte bună într-un domeniu, a fost campionatul mondial. Nu? Ați văzut acei capitani de echipă despre care s-a vorbit atât de mult. Oamenii aceia au muncit într-o direcție, limitându-și posibilitățile, puteau să facă altceva. Nu? Puteau să facă cu timpul lor altceva, puteau să facă cu viața lor altceva. Dar tocmai pentru că s-au limitat într-o direcție, au devenit atât de buni. Și asta e valabil cu fiecare dintre noi. Limitele nu se depășesc anulându-le, ci din interiorul lor asumându-le cu responsabilitate. Nu? De aceea, expresia pe care a spomenit-o, e viața mea și fac ce vreau cu ea. Ca și cum ce aș putea să fac cu ea altfel decât să mi-o asum ca responsabilitate cu bune și cu rele și să merg înainte. Nu? Aș avea mai multe întrebări pregătite pentru dumneavoastră, dar nu mai avem foarte mult timp și am să vă pun ultima întrebare pe care mi-o propusesem. Ce este fericirea și cum putem fi fericiți? Și mă interesează să înțelegem dacă fericirea ar putea fi o stare permanentă în viața noastră sau dacă este în regulă să avem și, nu știu, momente de tristețe. Pentru că noi când suntem triști, ne panicăm. De ce sunt trist? Am ceva, am o problemă, merg la psiholog, merg la duhovnic. Da. Ce e fericirea? Cred că este un accent exagerat pus pe fericire ca emoție pozitivă. Noi nu suntem făcuți doar din emoții. Emoția este unul dintre posibilitățile noastre. Suntem făcuți din rațiune, suntem făcuți din sens, suntem atrași de sens. Nu, emoțiile pozitive nu sunt cele care aduc fericirea. Pentru că fericirea, dacă o reducem la emoții pozitive sau poate unor la plăcere sau la util sau la altceva, atunci ea mai devreme sau mai târziu va dispărea. Și atunci ce facem? Cu ce rămânem? Nu? Ci ceea ce este important este sensul, nu fericirea. De exemplu, exagerarea, fericirea ca emoție pozitivă sau gândirea pozitivă, ca și cum nu pot să am niciodată tristeți. Sau... Împotrivă, există tristeți a celui care își dă seama poate de erorile pe care le-a făcut și se îndreaptă și așa mai departe. Deci nu fericirea este cea pe care trebuie să o căutăm în viață, ci sensul. Pentru că viața este în primul și în primul rând limitări, cum spuneam mai devreme, vulnerabilitate, suferință în ultima instanță. Ori fericirea nu înseamnă fuga de suferință, ci înseamnă asumarea responsabilității sau găsirea acelui sens care ne face să rezistăm în interiorul suferințelor de care oricum nu avem cum să scăpăm. Deci nu căutarea fericirii este și bineînțeles fericirea în sensul acesta modern ca emoție pozitivă nu va putea fi niciodată păstrată pentru că este ceva superficial.
Este, dacă vreți, ca dragostea aceea, ca foc de paie, nu? Care este imediată, care pare că prin dragostea pe care o simți pentru persoana iubită, te-ai împlinit definitiv și e ca un râu repede, năvalnic, care fuge. Pe când dragostea înseamnă respect pentru celălalt, responsabilitate față de celălalt. De aceea, când peste asemenea foc de paie care se reduce la emoție, pentru că dragostea nu este emoție, nu, nu e sentiment, cum avem noi impresia, când vin greutățile peste aceste emoții pe care le considerăm sublime, atunci uneori nu reușim să rezistăm și ne despărțim și ne întrebăm oare cum a fost dragostea asta atât de intensă, când cu cât e pare că ar fi mai intensă și nu este așezată și profundă și responsabilă, cu atât uneori dispare. E, exact așa e și cu fericirea. Când e ceva superficial pe care îl căutăm, pentru că atunci când căutăm fericirea ca emoție pozitivă, ca plăcere uneori sau ca plăcere de orice alt tip, poate fi inclusiv plăcere intelectuală, nu doar alte plăceri, în momentul acela pierdem tocmai ceea ce este esențial, să anume să ne asumăm responsabilitățile care ne vor împlini de fapt. Da, da, în acest sens vorbeam acum ceva timp cu o domnișoară psiholog și îmi spunea că atunci când ești trist, e foarte bine să fii așa și să nu cauți să fugi de acea stare, să rămâi în starea respectivă și să o înțelegi și astfel o vei și depăși doar trecând prin ea, nu peste ea. Părinte profesor, din păcate timpul s-a scurs, timpul de emisie, însă mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea. Am aflat foarte multe lucruri care mă interesau în special personal și mi-ați dat câteva răspunsuri utile. Sper să mai filmăm o altă emisiune cândva. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați, ne puteți urmări pe Columna TV în fiecare miercuri și vineri de la ora 18, precum și pe Facebook și pe YouTube Florentin Profu de Română, unde vom posta aceste emisiuni ulterior și le puteți urmări de fiecare dată când doriți. Pe curând!